La noapte cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua pe arii relativ extinse în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și Oltenia, local în Transilvania, Muntenia și izolat în Dobrogea. Punctiform în jumătatea de nord a țării și la munte, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în nord-est și pe crestele montane. Temperaturile minime mai ridicate decât în mod normal la această dată vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. În capitală, cerul va avea înnorări și trecător va fi posibil să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 14 grade. Mâine, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în toate regiunile. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sudul și în estul țării, trecător, vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte, precum și în regiunile sudice și estice. Temperaturile maxime mai scăzute decât în mod normal la această dată în regiunile intracarpatice se vor încadra între 15 și 25 de grade. În capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări, temporar va ploua și cu caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade. La munte, vremea va fi instabilă, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în toate masivele. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar local cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări, îndeosebi pe crestele Carpaților meridionali. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. La mare, vremea va fi în general închisă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și va ploua pe arii extinse, trecător și sub formă de aversă. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și, mai ales în nordul zonei, 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după amiaza și noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 21 de grade, iar cele minime de 15-16 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 19 grade.